Dragii mei, permiteți-mi în dimineața aceasta să vă citesc două versete din Scriptură care se găsesc scrise la 1 Corinteni, capitolul 5, și vom citi versetul 7 și versetul 8, din care ne dorim ca Dumnezeu să ne vorbească și în această dimineață. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7 și versetul 8 spune în felul următor: măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul, adică sărbătoarea, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Dragii mei, preț de câteva minute vom sta în fața Cuvântului Sfânt al Bibliei. Noi trebuie să fim foarte conștienți că singura normă de viață pentru noi și pentru toți cei care vor să ajungă în cer rămâne Biblia. Fac un pic o scurtă pledoarie în vederea asta, pentru că mi se pare extrem de important. Dragii mei, Biblia rămâne singura carte de căpătâi după care omul trebuie să se ghideze. Chiar dacă trăim într-o generație și într-o vreme în care ghidarea oamenilor începe să fie din ce în ce tot mai mult după porniri personale, chiar dacă trăim o vreme în care ghidarea oamenilor începe sau parcă a ajuns să fie din ce în ce tot mai mult după motivații personale și după dorințe personale, sau după mediul înconjurător, că așa merg vremurile, să nu cumva să credeți că aspectele astea anulează într-un fel sau în altul Biblia, sub nicio formă. Ba mai mult de atât, mă simt responsabil să vă spun că chiar dacă unora le iei și le spui din Scriptură și le arăți din normele Bibliei că nu-i bine trăirea lor, că nu e cu scumpătate, că nu-i așa cum Dumnezeu o cere, că nu-i așa cum Dumnezeu vrea, și omul are o reacție ciudată. Bine mă, te-ai găsit-o, cum o să zici și de mine, că bine mă... Ei, asta nu înseamnă că reacțiile oamenilor anulează ce Biblia trasează. Pentru că am întâlnit în ultima perioadă tot mai mulți oameni și frați, colegi de slujbă, care îmi spun: frate Alin, dar tu cum faci? Că eu dacă le spun oamenilor că viața lor nu-i bună, că dacă eu ating undeva prin predică și zic ceva, dintr-o dată se simte XY, să-l vezi cum se uită, că tu cum faci, zice, că deja nu mai rezist o sună către mine cu treaba asta, tu cum faci? Eu le-am zis, le tratez ca înainte. Adică îmi văd de drumul meu, îmi văd de responsabilitatea mea înaintea lui Dumnezeu și le spun oamenilor ceea ce trebuie din Biblie, și să ne păzească Dumnezeu, exact ce se spunea în poezie, să ajungem să spunem, să gâdile urechile doar și să fie doar bine, acea cocoloșire ieftină și de scurtă durată, și să nu mai spunem adevărul Bibliei așa cum este el. Da, nu putem cuprinde într-o predică totul, dar întotdeauna Biblia trebuie să rămână la loc de cinste. Vă rog din toată inima mea, înțelegeți în dimineața aceasta că nimeni n-are voie să calce Biblia și principiul Bibliei în picioare sub nicio formă și nici într-un context. Vă rog din toată inima mea, nu ripostați când cineva vine cu Biblia și vă spune că trăirea, atitudinea, atmosfera care o creați sau orice altceva ce e în jurul dumneavoastră se îndepărtează de Biblie. Nu ripostați, că e în defavoarea celor care ripostează. O, dacă
am fi conștienți de puterea pocăinței, de necesitatea pocăinței, de cât e de important în vremea asta ca omul să se pocăiască mai tare și să se apropie mai tare de Dumnezeu și nici de cum să se îndepărteze spunând că nu-i chiar așa, că Dumnezeu nu-i chiar așa. Dragii mei, ascultați-mă bine, da, tot în poezie și mi-a atras atenția câteva versuri extrem de importante. Nu mai știm ce-i bine și ce-i rău. Dar de ce? De ce omul nu mai știe ce e bine și ce e rău? De ce trebuie să se facă atât de multă filozofie pe marginea unui lucru care scrie clar în Biblie? De ce? Doar datorită faptului că oamenii încaută din ce în ce tot mai profund și mai puternic să iasă din tiparele lui Dumnezeu, să rămână în niște tipare proprii, să-și hrănească un eu personal, să aibă el întotdeauna ultimul cuvânt, ca să spună că el trebuie să pună punctul pe ei. Dragii mei, ascultați-mă, cel care trebuie să aibă ultimul cuvânt în toate e Iisus Hristos prin Biblie. Biblia trebuie să se vadă, să rămână și să răsune în fiecare viață, de fiecare dată. Viața noastră trebuie să se oglindească aici. Mă întâlneam zile trecute cu cineva care la un moment dat eram într-un cerc. Mă gândeam la aspectul acesta cât de importantă Biblia și eu m-am nimerit acolo. Cineva a venit cu un gând bun, cică, cu un gând bun, dar prin o atitudine total neînțeleaptă a stricat toată atmosfera de acolo. S-a băgat în discuția de acolo, eu întors pe câțiva pe dos, l-a aruncat niște vorbe, totul s-a dat peste cap. Avea o față din aia de pocăit ca eu să-i spun, bă, ce bine ai făcut. Da, așa trebuia, bine că ai venit să le zici la ăștia, să le strici tătă starea, că nu mai aveau chef nici să mănânce, ce bine că le-ai zis nou. Eu i-am luat de-ai Biblia și am zis, ascultă-mă, dacă tot să-mi găsești în Scriptura asta că la un moment dat ăsta e stilul de lucru al lui Dumnezeu, să distrugă starea oamenilor și să n-aibă puterea să o reabiliteze, că tu nu mai ai puterea să o reabilitezi, să distrugă starea oamenilor, eu ți-aș da dreptate, dar nu se găsești niciodată. Oriunde Domnul a mers, a deranjat un pic lucrurile, a avut puterea să le așeze și cel care are puterea să le așeze e singurul, Iisus Hristos Domnul. Pentru că, dragii mei, viața noastră trebuie să se alineze după Biblie. Un alt aspect în introducerea mea vă mai spun și vreau să vă reamintesc că noi avem o țintă. Ținta noastră nu e să mă arăt eu aici cât îți de deștept, că nu mă ajută la nimic. Ținta mea nu e să arăt că ce cunosc eu din Biblie, că nu ne ajută la nimic. Ținta mea e ca la finalul vieții mele să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Noi avem o țintă, ca la finalul vieții noastre să ajungem pe plaiurile lui Dumnezeu. Oamenii au făcut din ținta vieții lucrurile pieritoare de aici și vin și spun, bă, ținta mea e să fac, să drec, să construiesc. Toate astea nu-s rele, sunt bune, dar dacă asta e singura țintă pe care are un om, e cel mai nenorocit om dintre toți oamenii, zice Biblia. Dacă ți-ai pus încrederea și nădejdea în Dumnezeu doar pentru lucrurile astea trecătoare, ești cel mai nenorocit om. Pentru că, dragii mei, ținta noastră nu e ceea ce se vede, ținta noastră e împărăția Marelui Stăpân. Noi vrem să ajungem în cerul lui Dumnezeu. Există un cer glorios pe care Hristos și Dumnezeu Tatăl a pregătit pentru ai Săi. Ținta noastră e să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Asta ne este ținta. Aici trebuie să ne fie alergarea, aici trebuie să ne fie străduința, aici trebuie să ne fie efortul, aici trebuie să ne fie ținta înspre cerul lui Dumnezeu. Vă aduc aminte, dragii mei, că într-o zi în apa botezului, mulți dintre cei care sunteți prezenți aici, i-a spus lui Dumnezeu, Doamne, până la moarte vreau să trăiesc alături de Tine, vreau să Te slujesc pe Tine, vreau să Te glorific pe Tine, vreau ca să Te vezi Tu în mine de fiecare dată. Pentru că, dragii mei, asta-i ținta noastră. Nu e așa că parcă în vremea și în generația în care noi trăim, ținta asta e din ce în ce în tot mai pierdută? Ar spune cineva, nu frate Alin, nu-i pierdută, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă cineva de la facultatea de medicină și ținta lui e să fie medic și nu se trezește să-și dea examenele, ce ziceți dumneavoastră, omul ăla are ținta de a deveni medic sau nu? Nu,
O să dat și el la facultate, cum mai dat și colegii lui. Dar nu neapărat că are ținta să ajungă medic. În momentul în care cineva are o țintă, face tot ce-i stă în putere să atingă ținta respectivă. Învață, se duce la examene, ba mai mult, dacă ia și o notă mai mică, merge și se duce din nou, face o contestație, se duce la domn profesor, mai dați-mi să mai fac ceva. Am o țintă, vreau să ajung acolo unde mi-am propus. O, dragii mei, cu cerul, cu împărăția, cu mântuirea, e mai mult decât o facultate din lumea asta, e mai mult decât un nume din lumea asta, e mai mult decât o poziție în lumea asta. O, cerul și mântuirea e cel mai valoros lucru pe care îl are un om, pe care să ne păzească Dumnezeu, să le pierdem într-un fel sau în altul și să ne ajute Dumnezeu să ajungem cu bine acolo la țintă, pe plaiurile marelui stăpân, să intrăm pe porțile noului Ierusalim, să putem să auzim corul de îngeri care va cânta, să putem să avem parte de glorioasele momente pe care din păcate permiteți, vreau să trezesc în mintea dumneavoastră dorința asta de ce. Pentru că de prea multe ori a umbrit diavolul și societatea asta stricată, a umbrit în inimile oamenilor dorința, la unii bale a și furat-o de-a dreptul, dorința de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, de a ajunge în cerul lui Dumnezeu, e cel mai glorios loc, merită să lupți, merită să te pocăiești, merită să te sfințești, merită să te smerești, merită să dai totul de dragul unui Dumnezeu glorios și mare. O, biserica Efrata merită, o, pentru momentele nespus de glorioase din împărăția lui Dumnezeu, merită. Vă rog, meditați la aspectul ăsta, luptați-vă să se trezească din nou în mințile noastre dorința de apropiere de Dumnezeu, pentru că avem o țintă. Pentru că vrem să sfârșim cu bine, pentru că vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, pentru că cerul e real, iadul e real, dar împărăția lui Dumnezeu e glorioasă și splendidă, vrem să ancorăm în portul lui Dumnezeu într-o zi, dar vrem să ancorăm acolo, cu toți. Nu contează la ce vârstă ne ia Domnul, că pe unii ia mai devreme, că pe alții ia mai târziu, nu asta contează. Și contează ca la final să poți să auzi frumoasele cuvinte: vino rob bun și credincios, de moștenește. În virtutea aceasta, dragii mei, am să vă vorbesc din aceste două versete pe care le-am citit, pentru că avem o țintă și pentru că ceea ce am să vă spun e luat din Biblie și norma noastră de viață e Biblia, am să vă spun că orice om care vrea să ajungă la țintă în împărăția lui Dumnezeu, e obligatoriu, așa cum spune Biblia, să măture aluatul cel vechi. Pentru că ceea ce diavolul se luptă și vrea să facă în fiecare zi e să aducă omului gunoaiele din trecutul vieții, să aducă omului situațiile complicate din viață, păcătoase, să le readucă și să le bage în inima omului. Tocmai de aceea vine Biblia și spune: măturați aluatul cel vechi, scoateți-l afară, nu stați cu aluatul cel vechi, îndepărtați-vă de păcat, fugiți de păcat, fugiți de lucrurile stricate, nu lăsați ca să dospească, pentru că deseori, ca și oameni, unul din greșeala mare pe care o facem e că un anumit lucru care nu e bun îl lăsăm să dospească. Și ascultați-mă, ar spune cineva: frate, să vedem cum e. Ia ziceți-mi dumneavoastră, dacă, spre exemplu, dumneavoastră ajungeți într-un moment mai delicat, nu știu, și vă dați seama, totuși, ajungeți în punctul în care vă dați seama că n-a fost bine, care e prima reacție a omului a vremurilor noastre? Știți care e prima reacție a omului din vremurile noastre? E să lase situația să o rezolve timpul. Asta se numește dospit. Lasă-mă că se rezolvă timpul, nu-i problemă, nu te duci să-i zici, nu te duci să-și ceri iertare, nu contează, lasă-mă că le rezolvă timpul, nu-ți fă nicio problemă, nu e așa. Pentru că, dragii mei, Biblia vine și spune: măturați, spuneți-mi dumneavoastră, dacă nu dați cu mătura sau cu aspiratorul prin casă o lună de zile, ia cineva praful, nu le-a nimeni, se pune mai mult, mai face și goange, îi dezastru acolo. De ce? Dacă ar sta o gospodină să zică: lasă-mă că praful ăsta să le ia vremea, să le ia timpul, să le ia ceasul, nu pleacă de acolo, sub nicio formă.
De ce credem uneori că cu lucrurile stricate e altfel? De ce credem că cu păcatul e altfel? De ce credem că cu aluatul ăla care n-ar trebui să fie e altfel? E la fel când omul minte, așa de tare trebuie să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu, să-și ceară iertare. Doamne, am zis o jumătate de minciună. O, în vremea asta sunt oameni care inventează poveste de la zero și n-are nici măcar o mică mustrare de conștiință. Unde-i ținta acelui om? Unde să ajungă omul ăla? Sunt oameni care astăzi jignesc prin vorba lor, prin vorbele aruncate, prin atitudinile dure și n-au nici măcar un gram de mustrare de conștiință. Unde-i ținta acelui om? Sunt soți care își jignesc soțiile și copiii în casă, aruncă vorbe grele și mai apoi vin la biserică și cred că prin venitul la biserică Dumnezeu îi va aplauda. Nu, fals! Sunt soții care au atitudini jignitoare în casă și la adresa soțului și la un moment dat cred ele că dacă niciodată nu se duc să spună că e orgoliu cât chila de mare, o, Dumnezeu le va spăla odată cu trecerea vremii. Nu e adevărat. Înțelegeți cât de important ca aluatul cel vechi să fie măturat, să rămână inima curată, să poată Dumnezeu să coboare cu puterea Lui. O, spuneam colegilor mei predicatori, care toți suntem prin tot felul de turnee vara asta și evangelizări în aer liber și corturi și alergătură și toată lumea striga: o, trezire, trezire, România, trezire, trezire! Și le spuneam colegilor mei predicatori: băi, oameni buni, ce trezire la oameni cu inimile murdare! O, pocăință trebuie să strigăm noi! Ca oamenii să mai aibă puterea pocăinței, ca oamenii să mai aibă puterea smereniei: Doamne, eu te-am supărat de nenumărate ori. Doamne, eu am întristat fața ta că n-am măturat aluatul cel vechi, l-am lăsat acolo și-o dospit. O, Doamne, eu, pocăința aia profundă, a lacrimilor pocăinței, a prăbușirii înaintea lui Dumnezeu, a strigătului: Doamne, de Tine eu am nevoie. Doamne, mai zidește în mine ceva puternic și solid, ceva care să nu se distrugă la prima bătaie de vânt, ceva care să rămână. Generația noastră are nevoie de o astfel de pocăință. Generația noastră are nevoie să mai măture aluatul cel vechi. Am să vă arăt trei forme de aluat de care trebuie să ne ferim în viață. Și ascultați primul aspect. Aluatul fariseilor, știți care a fost ăsta? Lupta doar pentru exterioritate. Unul din aluatele care e lăsat în inima omului să dospească e lupta aia să dai bine la exterior. Dacă vă veți uita în Scriptură, veți găsi despre farisei că erau neprihăniți în ochii lor, Matei 5, cunoscători ai Sfintelor Scripturii. Asta dă bine în exterior. Am auzit de atâtea ori oameni care spuneau: bă, dar tu știi cum știu eu la Biblia? Dar viața lui, vorbele lui, atitudinile lui, jignirile lui erau departe de Biblie. Bă, dar unii erau așa de acaparați: tu știi cum știe el Biblia? Serios? Exterior, atât. Spune Biblia despre farisei, dătători de zeciuială: bă, ăla dă, mă, bă, ăla are inima mare, mă, ăla dă, mă, ascultă-mă, bă, ăla dă tot ce are, bă, ăla când bagă mâna în buzunar, bă, nu-i rău, Dumnezeu să-l răsplătească, dar nu înseamnă că e cel mai bine, doar la atât. Vine Biblia și vorbește despre postitori, ăștia posteau. Când auzi astăzi despre un om într-o lume în care parcă a lepădat postul din toate punctele de vedere, mai auzi câți un om care postește. Bă, postește de 3 ori pe săptămână. Spui: bă, ăla-i omul lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți acei care postesc, dar să nu o facă doar de exterior. Mai arată Biblia despre ei că erau rugativi în Luca 18. Stăteau la colțurile străzilor și se rugau și spuneau rugăciunile lor. Mai, ce bine dădea povestea asta! Dar, dragii mei, știți care e remarca lui Iisus Hristos în dreptul acestor farisei care făceau totul doar de ochii lumii? Pentru că ei tot ce făceau, făceau doar să dea bine în fața oamenilor. Uite de ce imagine impecabilă are fratele. Uite ce imagine impecabilă are sora. Uite de ce imagine impecabilă are cutare. Bă, postește, dă zeciuială. Bă, uite-te la el, e un om extraordinar, așa la cum arată. Uite-te într-un mod perfect și impecabil. Oh, dar din păcate, pentru unii oameni, Dumnezeu vede dincolo de ceea ce vede ochiul. Și vine Biblia și spune: și tata
Tatăl vostru care vede nascuns. Și Dumnezeul care vede nascuns, vede aluatul ăsta al fariseilor care cuprinde generația noastră în care ne luptăm să dăm bine doar în exterior, să fie bine, să ne vadă oamenii la biserică, să poată să zică oamenii, mă, tașchi ce trebuie, nu mai contează ce e în dosul ușilor închise în casa ta, nu mai contează ce e în inima ta, nu mai contează ce mai gândezi cu unii, nu mai contează cât de jos e viața, nu contează ce faci în momentele de singurătate, nu mai contează ce gândești, bine că oamenii nu-și dau seama. O, ce mare înșelătorie asta! Știți care e remarca lui Hristos cu privire la astfel de oameni? Vai de voi, morminte văruite! Vai de voi, morminte văruite! Pentru că, dragii mei, în momentul în care în interior lăsăm aluatul vechi să dospească necurăția, viclenia, minciuna, ura, când lăsăm toate lucrurile astea și multe altele ca și astea, le lăsăm în inimă să dospească, pe exterior putem să dăm impecabil. Dacă mi-ar da Dumnezeu o listă și mi-ar spune, n-o pune pe care vrei să-i duc în cer, la cum arată pe exterior, aș scrie pe foarte mulți. Numai că dacă ar bate lista noastră cu lista lui Dumnezeu, ar fi bine, numai că nu bate, că Dumnezeu vede nascuns. Iar eu sunt un muritor de rând care nu văd dincolo de cămașa dumneavoastră. De aceea, prin Scriptură, în dimineața aceasta mă simt responsabil să strig, dragii mei, curăția inimii, ascunzișul inimii, ceea ce nu știe nimeni, ceea ce doar noi gândim, trebuie să fie la fel de curat înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fie la fel de impecabil. Dragii mei, am ajuns actori în care ne-am mulțumit doar că știm să ne ascundem păcatele. Oamenii au ajuns mulțumiți doar pentru faptul că au știut cum să le cosmetizeze și au crezut că au ajuns la un nivel de spiritualitate că au știut cum să cosmetizeze. Mai vine câte unul la mărturisire. Și îmi dă câte o din aia, Doamne, mă șochez când mai aud. Și îmi spune, eu l-ascult și la final nu fac rabat de mirarea mea. Și spun, serios? Tu ai făcut asta? Două reacții le văd, cele mai multe. Dar ce e așa de grav? Asta e prima reacție, serios? Și a doua reacție, dar nu știe nimeni. Și ei cred că dacă nu știe nimeni, situația e rezolvată. Ei cred că dacă nu știe nimeni, Dumnezeu zice, bă, nu știe, nu, dacă nu știe nimeni, lasă așa, o trecem noi cumva. Nu e adevărat. Dumnezeu nu ne judecă în conformitate cu cei din jurul nostru. Nu se uită Dumnezeu și zice, bă, te știi Adi, nu te știu. Nu, dacă nu te știe Adi, nu te știe fratele Cornel, nu te știu frații, a, e ok, trecem cu vedere. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu se uită la inimă, Dumnezeu se uită la minte, Dumnezeu se uită la trăirea omului, Dumnezeu se uită la dorința de apropiere, Dumnezeu se uită la lupta pe care omul o dă. O, vine Domnul și spune, cei care trăiesc ca și fariseii, doar ca să dea bine pe exterior, sunt doar niște morminte văruite. Ascultați-mă, pe Dumnezeu nu-L interesează prima dată exteriorul. Permiteți-mi să fac aici câteva sublinieri. Pe Dumnezeu nu-L interesează prima dată exteriorul. Nu că nu-i important și ăsta. E foarte important. Dar pe Dumnezeu îl interesează interiorul care schimbă exteriorul. Noi ca și oameni deseori și le spuneam multor colegi păstori, bă, ne-am axat de exterior, bă, faceți așa, nu mai veniți așa, lungiți-vă cu tare, puneți-vă cu tare, faceți cu tare. Și dacă la un moment dat cineva ne-a ascultat de moment, spuneam, nu s-o rezolva problema. Fals! Că deseori uneori rezolvă doar de ochii oamenilor și am crezut că așa se rezolvă lucrurile, nu e adevărat. Interiorul curat al omului va schimba și exteriorul 100%. Da, mai fac o subliniere importantă, un exterior ciudat îmi garantează mie că interiorul e murdar. Vin atât de mulți care spun, da, ce dacă, că eu sunt așa, dar de fapt nu-mi știi inima mea, dar nu trebuie să ți-o știu, că exteriorul tău e oglinda inimii tale. E simplu, nu-i complicat deloc. E atât de important ca interiorul să fie curat. Dumnezeu să domnească în inimă. Omul să fugă de orice nelegiuire, de orice pată, de orice vorbă rușinoasă, de orice atitudine care l-ar păta,
de orice gândire stricată. Doamne, păzește-ne de gândirile stricate. O, de orice analiză ilegală. Pentru că noi de multe ori, fără să ne pune nimeni, facem analize în mințile noastre. Și după ce facem analize, ne dăm seama că nu iasă bune. Mai apoi ne dăm cu părerea, ne pătăm pentru că ne-am băgat pe un tărâm pe care nu îl cunoaștem și mai apoi avem fețele alea. La un moment dat cineva, cred că v-a mai zis asta, mă sună într-o zi și zice: frate Alin, te rog să mă ierți. Zi-mă pentru ce. Nina, știu ce-o vrut să-mi zică, dar am zis iertat. Dacă mai te por și pe tine în spate, îi jale. Zi, frate Alin, eram într-un cerc și cineva o veni și ți-o zis de tine și eu zice, am zis, așa-i. Așa e, frate, da. Și am dat lapul la moară, și apoi el și-a dat drumul și eu, până la un moment dat, așa cum a pus problema, așa bine a pus problema și am zis, da, bă, așa e, așa e. Și la el mai ieșea și el pe la învane și la un moment dat ieșea așa în față și zice, și zic, bă, dar și tu în contextul ăsta ai putut să iese? După aia zice el, m-am interesat și mi-am dat seama că nu e adevărat. Și el zice, acum în contextul ăsta tu mai ai curat să te mai ridici la învane? Te mai ridici? Păi exteriorul, lasă că dă bine, bă, predici, ai zis, predica, nu mai contează că pe unul l-ai tocat pe nedrept, că l-ai sfărâmat, nu mai contează, dar te mai ridici. Dragii mei, ascultați-mă, starea asta a fariseilor e atât de grea, să ne păzească Dumnezeu de ea. Fugiți de faptul acela în care vrem să ne cosmetizăm exteriorul, să dăm bine și luptați ca în interior să fie Domn Iisus Hristos, ca în interior Dumnezeu să se vadă, ca în interior Dumnezeu să fie. Doi. Un al doilea aluat este învățătura falsă sau aluatul saducheilor. Ascultați. Știți ce făceau saducheii ăștia? La un moment dat saducheii credeau doar ce vedeau ei și ce simțeau ei și ce pipăiau. Un fel de totul și aici. Nu credeau în îngeri, nu credeau în înviere și oamenii care pun preț doar pe ceea ce erau doar oamenii care puneau preț doar pe ceea ce puteau ei să controleze. Îi învăța pe oameni, cu alte cuvinte, mă, totul și aici. Nu există prea mult dincolo. Aici trebuie să fie bine. Aici trebuie să ai imagine bună. Aici trebuie să te respecte oamenii. Aici trebuie să fii tu totul. Aici, aici, totul acum și aici. La un moment dat, asta era aluatul ăla al saducheilor. Nu credeau ei în înviere, nu credeau prea mult cei dincolo, în îngeri, în puterea lui Dumnezeu, în atotputernicia lui Dumnezeu. Nu. Pentru ei era totul ce e pipăibil. Tot ceea ce se vede aici. E un aluat foarte periculos. Știți care a fost raportul și care a fost remarca lui Iisus Hristos în dreptul acestor oameni care vă vorbesc doar de totul, totul aici și acum? Zice Domnul, feriți-vă de oamenii ăștia. Dar de ce? Pentru că omului Dumnezeu, care mătură aluatul cel vechi și rămâne inima curată, pune Dumnezeu în el speranța veșniciei. Omul se gândește și se leagă de cer, omul se leagă de împărăție și spune așa, când te legi de împărăție, vii și spui, bă, nu e totul aici. Vine saducheu și spune, totul e aici, te-o jignit, dă-i înapoi, ți-o zici ceva, nu-l ierta niciodată, totul e aici, totul se rezolvă aici, nu trece tu cu vederea. Omul care mătură aluatul ăsta, Biblia spune, feriți-vă de oamenii ăștia, omul care mătură aluatul ăsta și rămâne inima curată, coboară Dumnezeu cu speranța veșniciei, cu nădejdea veșniciei, omul se leagă de cer și spune, eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, nu mă interesează ce e aici, suport orice jignire, suport orice blamă, de dragul lui Dumnezeu, tot ce e pe nedrept merg înainte, dar vreau să mă leg strâns legat de acest Dumnezeu glorios. O, dar când oamenii vă învață că trebuie să răspundeți cu aceeași monedă, că totul e aici, că nu poți să ierți nimic, că totul trebuie să treacă prin filtrul tău, o, cât e de complicat. Oamenii ăștia, ca și saducheii, nu-și pot lega inima de cer, pentru că ei nu cred în ceea ce e dincolo, nu-și pot lega inima de supranatural. Vreau să declar în dimineața asta la Efrata, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu supranatural, e un Dumnezeu atotputernic. O, măturați aluatul cel vechi, al minții noastre, a vremurilor în care trăim, că totul și aici, că Dumnezeu este totul, că nu se termină viața cu încercare, că dincolo de nor vine din nou soarele, e Dumnezeul care ne știe cursul vieții, că nu se blochează viața când pierzi ceva, Dumnezeu știe ce urmează să-ți dea. Saducheii dădeau în disperare dacă pierdeau ceva. Nu te mai puteai înțelege cu ei. Nu mai puteau să vadă ce e dincolo. Sunt tare mulți care propagă o astfel de evanghelie. Frate, aici,
aici, totul și aici. Nu! Când măturăm aluatul ăsta ciudat al saducheilor în care omul nu crede în Dumnezeu puternic, în îngeri, în înviere, în atotputernicia lui Dumnezeu, când măturăm aluatul ăsta cel vechi, vine puterea lui Dumnezeu peste o inimă curată și vine Dumnezeu și spune: tu crezi că dincolo de norul care stă în față există o izbăvire extraordinar de mare? Dacă cineva se lasă acaparat de sistemul vremurilor, că doar aici, că totul e aici, e doar ce pipăim noi, e doar ce controlăm noi, e doar ce putem noi, e doar ce spunem noi, oh, cât de nefericit e omul ăla. Eu dacă ar trebui să mă coordonez după asta, aș fi atât de nefericit. Dar mi-am pus nădejdea într-un Dumnezeu mare, am măturat aluatul ăsta din inima mea: Doamne, eu știu că nu e totul și aici. Eu știu că Tu ești mare, că Tu știi ziua de mâine, că Tu știi ziua de poimine, că Tu știi anul viitor, că Tu știi ce urmează să vină în viață și în lume, dar mai știu mai presus de toate că Tu rămâi același Dumnezeu bun și îndurător, că Tu rămâi același Dumnezeu glorios, mai știu mai presus de toate că prăbușirea mea în pocăință Te cheamă pe Tine ca și lângă David, că atunci când zic: Doamne, mai privește cu îndurare și spre inima și spre sufletul meu, prăbușit și ruinat deseori, atunci Dumnezeu coboară către o inimă zdrobită, că nu e totul și aici ce se vede cu ochiul, e Dumnezeul suveran care vrea să coordoneze în mod supranatural viața noastră. Da, Dumnezeu poate să coordoneze viața noastră într-un mod supranatural. Dacă eu v-aș povesti dumneavoastră numai de când am venit din Austria, de 7 ani încoace, aș putea să scriu o carte groasă de modul supranatural cum Dumnezeu s-a implicat în viața mea, în dreptul casei noastre. L-am văzut pe Dumnezeu într-un mod atât de profund, la probleme la care eu n-aveam nici măcar gram de răspuns și de soluție, într-un mod neașteptat de mine, Dumnezeu a adus rezolvarea într-un mod impecabil. Atât de tare încât pe saduchei i-au pus la bănuieli: taci mă că a făcut el ceva, că altfel nu ieșa chiar așa. Nu, n-am făcut nimic. I-am spus doar lui Dumnezeu de fiecare dată: Doamne, eu sunt amărât, dar mă încred în Tine că nu e totul și aici, că e mult mai mult, că Tu ești mult mai mult decât se vede cu ochiul liber. Tu ești mult mai puternic decât putem noi gândi. Mi-am pus de atâtea ori nădejdea în puterea lui Dumnezeu cea mare. O, de câte ori, cât de nefericit ar fi fost viața mea altfel. Înțelegeți că cel care vine la un moment dat și creionează că tu trebuie să deții controlul la toate, că totul e aici, că doar ce se vede, doar ce se vede, numai asta este. O, fugiți și feriți-vă de oamenii ăștia. Lipiți-vă de oamenii care vă arată lucrurile care nu se văd. Cele mai importante lucruri în viață sunt alea care nu se văd. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. În momentul în care îți pui toată încrederea într-un Dumnezeu pe care nu-L vezi cu ochiul liber, dar poți simți în cele mai grele sau mai frumoase momente. Dragii mei, știți ce vreau să fac cu punctul ăsta din predică? Să trezesc în mintea dumneavoastră dorința ce vă spuneam și în introducere, să vă legați inima mai tare de cer, să vă legați inima mai tare de lucrurile care nu se văd, să vă legați inima mai tare de biserică, să vă legați inima mai tare de Biblie, să vă legați inima mai tare de puterea lui Dumnezeu, să vă legați inima mai tare de Dumnezeul cel puternic. Am repetat aici în mod conștient: Dumnezeul puternic. Noi cântăm: Dumnezeul puternic e cu tine pe munte, tot așa poate să fie cu tine și în vale. Da! Nu credeți că trebuie să trecem la etapa să și experimentăm asta și să începem să credem mai mult decât văd ochii noștri? Mai mult decât văd ochii noștri? Hai să vă spun ceva. M-am dus undeva la rugăciune în urmă cu câteva săptămâni. Și acel vas al Domnului îmi spune așa: ca să vezi că eu sunt un Dumnezeu puternic, în vremea care stă înainte, voi aduce o vreme în care unul din oamenii mari ai orașului din care tu faci parte se va întoarce la mine
Și toți veți vedea asta. Eram cu cineva care nu-i de aici din Făget, dar e în lumea politică și cunoaște oarecum. S-a uitat la mine, eu m-am uitat la el, o zis către mine în mașină, crezi? Le zic, mai tare ca și cum cred că tu ești lângă mine. Da, cred. Cred. Deseori noi ca și oameni spunem, bă, văd boxa asta aici, o pot lua în mână, da, există o boxă. Da, lucrurile astea de care ne folosim, trecătoare, pieritoare. La lucrurile pieritoare trebuie să pun și o mână. Dar pe alea care nu-s pieritoare, care-s veșnice, îl cred pe Dumnezeu într-un mod absolut, că poate. Saducheu îl spune, bă, dacă nu vine și nu-l vezi, vine cineva la biserică din mari oameni. Eu, că m-a întrebat, zice ăsta, dar bă, da, aveți așa mari oameni care vin la biserică la voi? I-am zis, bă, la noi vin numai aia mari. La noi numai mari. La noi nu avem niciun numit. Toți aia mari sunt biserică. Mai așteptăm câțiva mari sau de cumva nu-s mari să devină mari. Că mare nu-i dacă deții o funcție. Că mare ești dacă te iubește Hristos. Ăla atunci ești mare. I-am zis, bă, eu aștept pe aia mari să vină. Că-l face Domnul mare când vine, atunci e brevetul de o mare. O, dragii mei, nu uitați, Dumnezeu e mai mare decât ce vede ochiul noștri. Dumnezeu e mai puternic decât am văzut noi până astăzi. Dumnezeu e mai suveran decât am văzut noi până astăzi. Și în ultimul rând, un al treilea aluat, cel a fariseilor, în care oamenii se luptă doar pentru exterior și uită interiorul, o, Doamne, păzește-ne. Cel al saducheilor în care vin și spun că totul și aici. Lasă-mă, tu nu-ți lega tu inima de cer, du-te și tu la biserică să fie bine, dar totul și aici. Nu, 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 fals. Vă dau un al treilea aluat de care trebuie să ne ferim și anume aluatul lui Irod. Știți care era aluatul lui Irod? Dar vreau să vă citesc ce zice Domnul și despre asta, încă de la început. Marcu 8:15, Iisus le dădea în grijă și le zicea, ascultați, că atâta de tare mi-a plăcut asta, Iisus le dădea în grijă, bă, veniți aici. Ia spuneți-mi dumneavoastră cât de dorni sunteți ca al dumneavoastră copil să ajungă cu bine la școală și îl luați și îi spuneți așa, ai grijă, mamă dragă, cum trebuie strada, adică lucrurile alea e imperios necesar. Nu ezitați să nu-i spuneți, adică sunteți foarte atentă să-i spuneți, îi dați în grijă să fie cum trebuie, să fie atent. Nu uitați-vă, Iisus Hristos zice, Iisus le dădea în grijă și le zicea, luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Nu ascultați-mă, aluatul lui Irod, ăsta avea putere mare. Pentru faptul că avea putere mare, o gestiona prost. Rău de tot. În momentul în care Irod avea putere, făcea ce vroia el, puterea pe care o avea, o gestiona rău de tot. În momentul acela a făcut prostii mari, a adus prejudicii, a atras consecințe și lucrurile deseori au luat o razna. În istorie le puteți găsi prostiile irozilor care au lăsat în urmă atât de multă durere și sânge. Știți cum acaparează aluatul lui Irod viața unui om? Dragii mei, eu nu o să vă pot să vă oblig pe niciunul dintre dumneavoastră să faceți ce vă spun eu, niciodată. Aveți puterea să luați decizii proprii. Puterea asta, omul deseori o folosește rău. El spune, viața mea, e casa mea, e mintea mea, nu te băga tu. Și vine câte altul și spune, lasă-mă, nu-i lăsa tu pe aia la biserică să spună cum să faci, că nu ei îți dau de mâncare, că tu ești cel care trebuie să știi cum trebuie să faci, nu te lua tu după aia. O, se ia luatul lui Irod care zice, tu ai putere, dacă ai putere, fă ce vrei tu cu puterea în dreptul tău, nu te lua tu după nimeni. Și vine Domnul și spune, păziți-vă de aluatul ăsta lui Irod. Că aveți putere în dreptul vieții dumneavoastră, dar vă puteți prăpădi viața când viața nu e pusă așa cum Dumnezeu cere.
Oh, deseori ca și oameni, la un moment dat noi avem putere să luăm ce decizii vrem noi în dreptul nostru, oameni care trăim în societatea asta. Dar pentru copiii lui Dumnezeu, care mătură aluatul cel vechi, care nu mai sunt sub stăpânirea celui rău, care stau sub stăpânirea lui Dumnezeu, ei știu că trebuie să se supună unui Dumnezeu mare. Adică cu viața mea nu mai fac ce vreau eu. Cu viața mea trebuie să mă supun lui Dumnezeu întru totul. Dumnezeu dictează. Irod vine și zice, bă, dictează tu, că-i viața ta. Ia atitudinea aia, să nu te intereseze, dă-le ignor la toți, întoarce-le spatele, fii tu mai fizos și mai fițoasă și zile la toți că, bă, nu te băga tu în viața mea, fac ce vreau cu viața mea, ai drept, ai putere, ești un Irod, dar care te vei prăbuși într-o zi. Dacă crezi că sfaturile din Biblia asta nu trebuie puse în aplicare, Domnul zice, feriți-vă de aia care vin și spun, viața mea, ce te bași tu? Bine mă că vin pastori acum să ne spună cum trebuie să facem, da, că ne ascultă, că unii nu ne ascultă, de spus eu tot o spun, că e obligația mea, decizia e la dumneavoastră. Și Domnul zice, feriți-vă de aluatul ăsta care spui, viața e a mea, fac ce vreau, nu spune tu mie cum să fac. O, cât de păcătos atitudinea asta, cât de mare prăbușire aduce. Să ne păzească Dumnezeu de o astfel de stare, știți? Deseori, ca și oameni, avem diferite metode de a rezolva problemele în viață. Când ține de copila lui Dumnezeu, când măture aluatul lui Irod, trebuie să pui atitudinea lui Dumnezeu. Hai să vă dau un exemplu. Cum se impune autoritatea și respectul în societate? Prin putere. Prin duritate. Ori faci cum îți zic, ori dacă nu pleci acasă. Orice patron, că n-are vreme, logic, când cineva o ia razna, ar spune, bă, ori faci cum îți zic, ori ai plecat acasă. Punct! Așa se impune respectul în societate. Metoda aia e a lui Irod. În biserică nu-i permisă. Între frați nu-i permisă. Știți care e atitudinea și metoda lui Hristos? Prin iubire. Prin dragoste. Prin atitudine caldă. Frumoasă. Dacă vreau să-i spun ceva la fratele Adi, acum v-am luat pe voi de aici, sunteți recuzita mea. Pot să-i spun. Aici, duminică, nu-i cazul, dar tu nu te speri pe mine. Frate Adi, nu știu ce. Și pot să-i spun, să-i dau. Știți ce o să ziceți dumneavoastră acasă? Bă, fratele Alin, ăla-i tare, mă. Nu discută cu nimeni. Du-te, mă, de ei. Nu, mă, n-ai văzut cum mi-o spus-o direct. Nu, no, aș fi un Irod. Eu la finale zic la fratele Adi, auzi, Adi, după ce mâncăm bine, vii la mine să-ți dau o cafea. Vreau să-ți povestesc ceva. Și povestesc eu cu el. Înseamnă că am măturat aluatul ăla vechi. Înțelegeți că în momentul în care cineva ia aluatul ăla lui Irod prin putere, prin vorbe, prin atitudini dure, o, cât e de complicat, nu vă creșteți copiii cu aluatul lui Irod, că nu mai ține. O ținut cândva, când tata o dat cu pumn în masă, ori sări furculițele și toată lumea s-o aliniat. Nu mai ține! Luați-vă copiii, faceți-vi prieteni, puneți-i lângă dumneavoastră, arătați-le dragostea dumneavoastră. Nu înseamnă că nu trebuie să fiți categorici. Nu înseamnă că nu trebuie să spuneți peste asta în casa noastră, nu se trece. Trebuie să fiți categorici, dar cu dragoste, vă rog. Alungați aluatul ăsta lui Irod, duritatea aia, secimea aia, atitudinile alea reci. O, nu-ți dumnezeiești niciodată. Și întotdeauna oamenii care înțeleg că tot aluatul cel vechi trebuie măturat, că trebuie pus Iisus Hristos în centrul vieții noastre, că nu exteriorul trebuie să dea bine prima dată, că interiorul trebuie să dea bine prima dată, că mai apoi un interior curat va schimba exteriorul. Iubită biserică Efrata, țin la un exterior curat, țin la smerenie și la atitudine. Și știți atâția la care le-am spus, bă, nu-i bună îmbrăcămintea ta, nu-i bună atitudinea ta, mă, mai fi mai cum trebuie, țin la lucrurile astea. Dar ascultați-mă, dincolo de exterior e interiorul atât de important înaintea lui Dumnezeu. Deseori ne uităm într-o zi de stăruință, aici la Efrata, m-am șocat
când o tânără o veni la stăruință exact cum nu trebuia. N-are rost să vă descriu. Vă spun doar atât că unghiile negre sunt rele în orice context. Sunt horror. Erau niște frați aici pe care noi i-am chemat. Am zis, bă, asta e, i-am luat, veniți aici. Ea s-a pus pe primul rând acolo la stăruință. Deci veniți aici. Eu cunosc povestea acestei tinere, vă rog din toată inima, dacă cumva vă potigniți în ea, că exteriorul e așa cum îl vedeți, nu mergeți pe lângă ea. Lăsați-o în pace. Unul din frați și o soră care era cu ei au zis către mine cu lacrimi în ochi, frate Alin, noi vedem numai până la haină. Dincolo de haină vede Hristos. Noi nu dăm Duhul Sfânt, Dumnezeul dă. Băi, am văzut așa mai liniștit, m-am liniștit și eu. Am zis, bine. A început seara de stăruință, în primele 15 minute, Dumnezeu a botezat-o pe tânăra aia cu Duhul Sfânt. După o oră și ceva, eu am oprit-o și am zis, s-o oprit toți. Odihnește-te. Dar mai fac o remarcă importantă. Viața, exteriorul, trăirea, din momentul ăla, s-a schimbat radical. Pentru că, dragii mei, un interior schimbat schimbă și exteriorul. Exteriorul oamenilor arată interiorul lor. Poți să-mi zici ce vrei. Exteriorul tău îmi spune cât ești de negru sau de alb în, în interior. Și vine Domnul și spune să vă feriți de aluatul fariseilor. Să nu vă luptați doar să dați bine în exterior. Să vă feriți de aluatul saducheilor care vă spun că totul și aici. Legați-vă inima de cerul lui Dumnezeu. Să vă feriți de aluatul lui Irod care zice, tu ai putere? Fă ce vrei tu cu viața ta. Dar ce să zic alții? Feriți-vă și puneți-L pe Iisus Hristos în centru vieții dumneavoastră. Dragii mei, casa mea, casa dumneavoastră, biserica Efrata, orașul și satele care ne înconjoară au nevoie de oameni cu Iisus Hristos în inimă, conștienți, conștienți că sufletul e mai scump decât o prietenie pe pământul ăsta. Că sufletul e mai scump decât un moment ilegal pe pământul ăsta. Că sufletul e mai scump, că mântuirea e mai scumpă decât orice ai avea pe pământul ăsta. Că inima, care mai apoi se vede în viața exterioară a unui om, că legatul nostru de cer și puterea pe care o avem în dreptul ființelor noastre să o folosim corect, ne va face să măturăm aluatul cel vechi și să-L punem pe Iisus Hristos Domn și Stăpân peste viețile noastre. Nu e așa că e important să mai zidească Hristos în noi o inimă puternică, curată, de neclintit? În dimineața asta Domnul poate să o facă.